Una dintre cele mai vizionate emisiuni ale postului nostru este cea realizată de Ioana Anton. La acest sfârșit de săptămână, colega noastră a invitat în platou două voci de rezonanță ale folclorului românesc, Tina Militaru și Georgel Nucă. Consider eu că în această perioadă este foarte binevenit cântecul popular. Am spus în multe emisiuni de televiziune că muzica noastră a românilor este cel mai bun medicament. Așa că îi felicit pe astfel de oameni care pun suflet. Am stat și m-am tot gândit cum să mă las de iubit. Am stat și m-am tot gândit cum să mă las de iubit. Eu m-aș lăsa, dar nu pot, când vă mândre peste tot. Eu m-aș lăsa, dar nu pot, când vă mândre peste tot. O, fâleana mea, o, fâ, draga mea, o, fâ, am să zac. De dragoste nu mai scapi. Tina Militaru susține ideea întâlnirii cu publicul fie în cadrul spectacolelor, dar și a festivalurilor, pe care le vede ca un beneficiu adus folclorului, dar și un factor de educație. Beneficiul este în primul rând că luăm contact în direct cu spectatorii care doresc tare mult să ne întâlnească. De câte ori intră în direct la un anumit post de televiziune, spun acest lucru și le mulțumim din suflet. Și mă consider și ca un mod de educare, cum să vă spun, un mod de educare pentru tinerii care urmează. Dacă noi apărăm așa cum trebuie în fața lor, eu ce învăța, zic eu, și vreau să mulțumesc din suflet și celor care se ocupă și să-i felicit, pentru că nu este ușor să te ocupi de organizarea unui spectacol sau unui mare festival. Eu am fost invitată acum 2 ani la Zavaidoc, la Pitești, și le mulțumesc mult de tot. Am avut niște emoții fantastice pentru că era un festival mare și trebuia să fii la înălțime. Și ce să vă spun, deci pentru noi este cea mai mare satisfacție să întâlnim oamenii. Dragostea e tare sucidă.